Din două stopuri trecu. Omora pe loc copiii dacă intra în ei. Trei mașini făcute praf, o sperietură cumplită pentru câțiva tineri care erau în colțul străzii și un bărbat în stare gravă la spital. Este bilanțul accidentului provocat de un șofer teribilist care, după ce a băut zdravăn cu prietenii, a apăsat tare pedala de accelerație. A venit direct în mașina mea. A făcut-o praf capota, de pe stradă mi-a ridicat-o pe trotuar și de pe trotuar a zvârlit-o în mașina din spate. Două mașini sunt făcute praf, ia uitați-vă. Și a mea și cea din spate. Am înțeles că sunt băuți băieții. Da, băiatul care conducea e băut, l-au luat la spital și băiatul de lângă el s-a luat salvarea. Câte mașini sunt lovite? Vă trei văd lovite, nu știu ce să vă spun. Sunt făcute praf. Da, făcute praf. Potrivit martorilor, tânărul conducea cu viteză pe strada Horațiu, iar la intersecția cu strada Calonfirescu a încercat să evite câțiva tineri care se aflau în colțul străzii. Amețit bine de alcool, nu a mai avut control asupra volanului și a lovit în plin autoturismele parcate. În urma impactului, un bărbat aflat în mașină cu șoferul vitezoman a ajuns în stare gravă la spital. Persoană de 36 de ani a suferit un traumatism craniocerebral acut închis prin coliziune cu parbrizul, a suferit niște plăci escoriate. Șoferul a fost condus la stația de salvare pentru a-i se recolta probe de sânge. A acceptat să discute cu polițiștii, dar a refuzat orice dialog cu jurnaliștii sau cu proprietarii mașinilor avariate. Noi suntem de la presă. Vreți să ne spuneți și nouă câteva cuvinte? Am înțeles că ați încercat să evitați niște copii care erau pe stradă și astfel ați intrat cu mașina. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație alcoolică de 0,66 ml alcool pur în aer expirat. De asemenea, pasagerul din dreapta față a fost rănit grav. Este vorba de un bărbat de 36 de ani care a fost transportat la Spitalul Județean pentru acordarea de îngrijiri medicale și nu purta centura de siguranță. Iar față de conducător auto s-au întocmit acte premergătoare pentru conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența băuturii alcoolice și vătămare corporală din culpă. Pagubele accidentului sunt însemnate având în vedere că toate cele trei autoturisme au fost grav avariate. Dacă va fi găsit vinovat, șoferul ar putea petrece următorii 10 ani după gratii.